faptul că am văzut ce se întâmplă în fotbalul românesc m-a lăsat rece puțin, pentru că toată lumea vorbește de fotbalul românesc, că încet, încet creștem, când încolo ne ducem la vale. Caractere ca noi, ca și noi, cei care suntem un pic mai în vârstă și am făcut ceva pentru fotbalul românesc, nu mai sunt multe, și când mă uit la ceea ce vine din spate și sunt așa de lăsători că au ceea ce pune pe masă și cum pun piciorul la antrenamente și la meciuri, și ăla a fost un fapt care a determinat la retragerea mea, pentru că eu, cum v-am mai spus, la toate echipele care am fost în țară, să spunem, să nu dăm exemple și de afară, eu am pus piciorul și capul în contră. Și chiar am avut rezultate cu echipele la care am fost. Adică nimeni nu se poate plânge ceea ce am făcut eu pe teren. Asta sper de la viitorul care va veni să lase puțin orgoliul ăla din el și să nu-l mai intereseze banii, pentru că banii vin dacă muncești.